Cam ieșit din comun. După reforma din 48 s-au schimbat toate foi. Dar când, înainte de reformă, când vedea unul că se mișcă în bancă, știți cum țăpa? Țineți minte? Nu, la mine nu se... Nu, țăpa, s-au auzit tot, pe tot etajul când răhnea. Tu vrei să țin, mai ia față. Asta un nu? Om deosebit cu elevi Chihovski, tata Lem. Noi spuneam tata Lem. Și voi tot așa? Da, dar știți cum le spunea la elevi el? Băi țică. Da. Băi țică, așa. M-a scos odată la lecție și m-a ascultat Marea Neagră. Auziți aici? Da. Și eu știam bine, mi-a spus toate caracterele și Mării Negri. Și am vrut să o închei poetic. Și i-am spus că în final, datorită concentrației mari din Sărul, este sărac în faur. Și se poate spune și pe Marea Neagră că este cimitir de cadavre. Da. Și băi, ții că tu știi ce ordonanță a pus un primar într-un sat pe poarta cimitirului? Zic, nu știu. Și a scris așa, ci în acest cimitir nu au voie să se groape decât morții care trăiesc în sat. Dacă ai spus cadavre, ce mai umbli mai cu cimitir? Sau dacă spui cimitir, ce poate să fie cimitir decât cadavre? Nu că era o persoană. Mi-a vizitat laboratorul din vreo 3 ani și ultima dată când a fost, încă mai era Crișma lui Vidrașcu, dacă o țineți minte, zor de zi. Și la urmă, după ce am fost foarte mulțumit de mine, m-a arătat laboratorul, a spus că mă țin că dau țâi, că nu-mi dai. Luca? Nu, Chihovski. Chihovski, da. Și am mers cu el și am băut o țâi, că la Vidrașcu. Da. Știi că Cantemir a venit, a murit la Cernăuță? Nu, a murit la liceu, în 43. În 43 a murit? Doamna, în 43 a murit, da. Dar tu știi umărit. Și Chihovski că nu umărit. Aia Chihovski umărit după Revoluție. Are un cavou foarte frumos la pace. Tatalem. Ți-mi minte că eu deja... Dar pe Galizovski îl ține. E cum? Galizovski la latină. Știți ce asculta? Cu precădere. Stătea pe Bulevard. Da. O căsuță mică acolo. Asculta cu precădere verbul a iubi la optativ. Eu aș fi fost iubit că el n-a căsătorit. Inova, ferta, sinus. Inova, ferta, sinus, data, stice, forma. Catalina... Catalina... Cum se cheamă? Vospetandi Mabuteri, Catalina. Pacienția noastră. Pacienția noastră. Pacienția. Vande omeciam flor, tuos nos iubet. Dați făcut... Ați făcut reala sau... Nu, am făcut modernă. Eu am făcut reala. Eu nu am făcut. Pe Blum l-ați prins la matematică? Nu. Eu l-am avut pe Țimpoca. Eugen Țimpoc? Da, Țimpoc. Dar Eugen Țimpoc a plecat așa la normală în față de lucru. Nu, Eugen Blum era mai bun matematician decât Țimpoc. Eu nu l-am prins. Matematica superioară a prezentat... Eu nu l-am prins pe Andrieș. Andrei, am ieșit odată cu Luca. Nu, când a ieșit la pensie, cu un an înainte de a ieși la pensie, Luca a venit la Andrei. Nu, l-ați prins că era un anonimat, deci Andrei. Nevastă era profesoară de franceză? Știu, mai știu. Nu a fost Andrei. Cât a fost la Botoșani, a fost numai Luca, cât am stat eu. Dar Andrei era la română, nu la geografie. Da, la română și la geografie. L-am avut până în clasa 8-a pe Nenea Rău. Da, dar Nenerăutul nu mai preda la toate clasele, că nu putea. Da, noi preda. Era un domnul. Era așa, da, era. Și eu l-am avut pe Răutul. La Andrieș a venit în locul lui Bidnic. Bidnic s-a mai întors de refugiu. Da. Știați? Vă rămâns afluceasă. Bidnic. Și la... Cum îl cheamă pe acela? La... Sport. Mitianski, nu Mitianski, da. Știți că eu am rămas cu rezența, singura corezență care m-a putut să la gimnastică. limba gimnastică. Nu. Eram trei cei mai înalți din clasă și mă punea totdeauna când făcea apelul pe stadion, mă punea să mă apric, punea catalogul pe spatele meu și făcea apel. Și m-am făcut când cade șăietul și m-am aplicat din tot. Și el vreau să-mi tragă cu un bocal. Și m-am dus în târg și n-am mai venit. O lăsat cu origen. La gimnastică și-am dat corăjarea la prăjină. Trebuie la muzică pe Postușnicul, l-ai prins? Nu.
Nu ne-ai prins. Eu am făcut muzica cu Isa. Știu. L-ați prins pe Isa? De cum să nu. Eu n-am avut nici ureche și nici voce. Noi vedeam că în timp, după primele patru clase, până în clasa 5, am avut păstușnicul. Asta era un mare pedagog muzicii. A scris istoria muzicii la români, pe țară, extraordinar. Auzi, și la un moment dat, eu eram, avem o voce bună de tenor și eram solistul corului la Uspenia. Auzi, și într-o zi vineam din oraș și mâncam sâmburi. Și mă vine poslușnicul, nu-mi spune nimic, când intru în clasă, rusule. Nu ești la lecții. El, cum că el cânta la armonie sau la piano și trebuie să arăți notele care el le cântă, înțelegi? Și eu nu știu, m-am prietușit, știam o lecție de muzică, mai și când a venit la mine și mi-a tras două palme și mi-a zis, nu te mai prind, tu cu vocea ta extraordinară, mănânci semințe și sâși, că el era, și el era președintele asociației muzicale Armonia la Iași, la Bătoșan. Da. Era și, dar a fost un cadrim de jur la filarmonică. Da, el era un mare muzician și jumătate din liceu erau cozienți toamna la muzică. Și îi ține vreo 10 zile examenul, că tot îl chema și tot îl punea să cânte sau să, la armonie ușa. Și nu puteau și așa, iarăși îi bătea, numai eu singur aveam nouă la el. Eu, pe mine, Isar, totdeauna când mă... Isar, mai redem de Isar, că într-un timp vine la Teatrul Eminescu, vine Niculescu, basă pe vremea aceea. Și face cunoștință, noi redem că se recomandă cu Isar și Niculescu, basă. Și Isar tenorul! Cânta cu Vioara, el s-a adus aminte. Da, a fost aici, Vioara Antila, filarmonica. Ne-a știți unii voluntar? Unde? Lângă Capela Catolică, mi-e terminat. Isar, și era și nevastă... Eu am fost din vreo trei ori la concert, deci l-am văzut cântând. Pe mine niciodată el nu m-a ascultat la muzică. Mă punea să fluier o melodie din Tudor. Să-i fluier, nu să o cânt. Cât mă scotea la lecții, știa. Și Tudorenii fluieră melodia. N-aveam voce, n-aveam ritm. Dar aveam, doamne, liceu la Orient, totuși a fost un liceu fantastic. Fantastic. Da, plăia de aia de profesor. Dar știi că el era, nu era liceu la Orient, era colegiu. Nu, colegiu s-a făcut după reformă. Da. Nu a fost și înainte colegiu. Nu, n-a fost niciodată. Domnule, colegiul depinde direct minister, nu depinde. Aveți istoria liceului la Orient? Aia era unul frâi. Am. Nu, n-a fost. Da? Nu, n-a fost niciodată. Dar știam că depinde direct de minister. Asta este altă treabă, asta a fost treaba lui Luca. Luca, depinde direct. Nu depinde de direcția de învățământ, ci depinde direct de minister. S-a pierdut, s-a dărâmat toată pleada aia de profesor în refugiu, domnul profesor. Refugiu o destrămat toată pleada de profesor. Nu s-a mai întors înapoi din ei. Nu s-o mai întors înapoi, nu vă simți, când ți-ai simți la chimie. Da. Pe Bredea l-ai avut? L-am avut în clasa a treia, un semestru atât. Eu l-am avut tot timp pe Bredea. Eu am ieșit cu Luca, Bredea, Nene Răutu, la pensie ieșit, când am terminat liceul în 1940. Am dat bacaloriatul la Botoșani și președintele de bacaloriat era profesor Plăcințeanu, de la Politehnic de Iași. Eu am dat bacaloriatul la Iași, la ultima doamnă, și a fost președinte din comisie Mihu, de la fizică. Mihu, da. Am avut la bacaloriat un profesor de geografie de Reșița, nu știu ce comisie de bacaloriat se făcea atunci. Ăla de geografie era din la Reșița, a dus la Iași, nu? Unul, Teodorescu, îi spunea Puțe, la liceul din Roman Vodă, un profesor celebru de franceză. La română era ăsta de la Națiune, de la Negruții. Nu scapă numele cum chema. La matematică era de la Național Andreescu, care era inspector de matematică pe toată Moldova, nu cum stați, când se uitați. Era niște, erau niște profesori, dar și profesori erau. Mine Cantemir,
Și vine să te parcă văd în picioare, cu mâna pe, așa pe bancă, pe bancă. Pe pupitru. Și, pe pupitru și începe să vorbească numai în franceză, știi. Și ne punem după aceea să, să memorăm. Memorăm, de exemplu, din Pierre Corneille. Percer jusqu'au fond du cœur de l'atteinte imprévue sur bien comme à terre. Faut-il les blesser, les perdre des semaines? Noi știm, sau... Hola, suspend ton vol et vous avez... Era mai dat, mai dat. Lacul la Martin sau la Nicolet, discutam de... Eu am avut patru colegi evrei în clasă. Și eu am avut mai mult. În clasa a treia. L-a pus pe unul să fac o retroversiune și nu știu dracu greșit ăla, că a ieșit că în loc să iasă salată de nu știu ce, a ieșit salată de câine. Băi, ce panarală, eu m-am văzut. Ne punem să memorăm. Și din Eminescu spune, peste vârful trece lună, codul bate frunzalin, printre ramuri de alin, melancolic cordul sună. Mai departe, mai departe, mai încet, mai încet, sufletul nemângâiet, înducim cu zor de moarte. De ce taci când fermecată inima spre tine-ntor? Mai sunava pentru mine cornul. Dulce corn? Sau eram... Ema, nemurire, nim și focul din privire, din Luceafor, dar pentru toate de schimb o oră de iubire. Imperiunci de cel din genuni răsai cu întreagă lume, nu ceri semne și nume care n-au chip și nume. Tu vrei un om să te socoți, cu el să te asameni, dar piară oamenii cu toți să ori naște iarăși oameni. Ei au doar steli din noroc și prigodiri de soarte, noi nu avem nici chip și nu-l cunoaștem mai. Mai uite-te, uite-te, cine te mai face liceu acum chestii? Da, da, acum nu se face nici istorie. Auzi? Se face... Nu se face acum, de exemplu, Topărceanul la Iași, mai care... Vorba aceea... Minulescu. Eu am fost președinte. În orașul care plouă de trei ori... Lasă-ți la Botoșani? Atunci când a fost? Da. Un bătrân și cu o bătrână, două jucării stricate. Mergi ținându-se și în orașul în care plouă. Aia, era domnul. Eu am văzut serata aia când a venit în noiembrie 43 la Botoșani, doamna. Au venit Liviu Rebreanu, nu știu cine eu. Aia nu era. Nu, eu eram student în 43. A venit Rebreanu, a venit Minulescu, a venit... Desnea, de la Iași, au venit Istrati și au venit Ion Pribeagu, ați auzit el? E, cum sunt eu? Ion Pribeagu era evreu. Isaac, da, nu, era... născut la Sulița, Botoșani. Da, Sulița, da, Sulița, din Târgu de Capri. Da, de la Iași. Băi, eu am plecat voi, dacă mai stați așa. Și-o citit, la serată au fost la Teatrul Național. O citit un fragment din Pădurea Scânzuraților, Rebreanu a fost foarte aplaudat. Da, după Rebreanu a venit Lesnea cu poezii, Tatăl nostru, carele din noi duci soarele, o știți? Da. Luminând cu stelele, bunele și renele. După Lesnea a venit Minulescu, cu umbrela în mâine, omplut scena, că era ultramasiv, recitând această acuarelă. A fost aplaudat un sfert de ori.